Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. E totul pentru mine. Am îndurat prea mult ca să mă opresc aici. Mi-a dat chiar și sângele pe nas la oboseală, dar nu m-a oprit nimic. Tot înseamnă. Deci chiar o iubesc foarte mult, nu m-am așteptat să rug la... Eu nu mă emoționez la nimic, mi-e foarte greu, dar la cofetărie am, cum să zic, o slăbiciune. E superbă. Nu iese nimic. Da, nu reușesc. O să iasă farfurii jalnică. Nu știu ce o să fac. Deja s-a încălzit prea tare. Nu cred că o să iau cuțitul astăzi. E o cofetărie foarte grea, cea italiană. Foarte grea. Și am greșit odată chiar de 2 grame și nu mi-a ieșit produsul în sine. Ceea ce mă spire. Sper să reușesc să finalizez farfuriile. Soțul meu are foarte multă încredere, mult mai multă decât am eu. Și mereu îmi spune, tu ai să poți, tu ai să reușești. Dar eu mereu zic, o să vedem. Mă gândesc că nu am toate cursurile dorite de mine care să-mi ofere mai multă încredere. Deci eu am luat decizia de a-mi deschide un laborator abia după al 11-lea curs. Trebuie să curăț tot ceea ce... Nu-mi ies. Am făcut un dezastru. Am simțit foarte mult presiunea timpului. De obicei lucrez foarte bine, dar nu știu, n-am pățit niciodată să am atâtea emoții. Nu mi-închipui de ce atâtea emoții, dar cred că țin prea mult la meseria asta și asta mă face să fiu emoționată. Ori m-am obișnuit prea mult în laboratorul meu, dar tocmai pentru asta am venit aici, să văd un pic și pe lângă ce se întâmplă, nu doar în micul meu laborator. Cred că o să mă apuc de plâns. Știam cine o să mă jurizeze și a fost un gol la stomac. Când am văzut că nu mi-eșau și eram contra cronometru, am început să, ok, fac ce-o fi, numai să iasă ceva. Nu reușesc. Nu mi-a ieșit pienele, dar îi fac picături. Am improvizat absolut totul. O să mă iați. Stai să-l bag iar la... E jali, jali, jali în adevăratul sens. M-am uitat cu părere de rău pentru că nu era nimic din ceea ce vroiam să fac, absolut nimic. N-am nicio scuză. Eu fiind cofetar de meserie, trebuia să fac mult mai mult. Nu e farfuria mea, pentru că eu le fac mult mai detaliate, mult mai fine. Când te uiți la un produs, îți vine să-l guști, ești curios de gustul lui. Am văzut că era oribil. Zi-mă, Ciucă, ce ne aduci? Cartofi prăjiți cu brânză rasă și altă de roșii. Să fie primit. Doamne ajută! Băi! Ai, 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 canta noi orez, franceză. În franceză, știți că mă franceză. Cielito lindo los corazones. Ai, 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 nu, ai. E în franceză asta. În germană știu. Olari, olari, olara. Olala, olala. Canta cum spui cantando? Chance. Chance, noiores. Okay. Cum vă numiți? Emilia. Prietena? Da, da. Și ce-o gătit? O prăjiturică, ceva dulce a gătit, nu știu, a făcut o nebunie acolo. Eu îl mănânc de 3 zile încoace. Da? Da, ne-am pregătit. Hai. Puteți nebuni? Haideți. Ce asta, frate? Miuți, o șocolea. Un ganaj de ciocolată. Mos. S-ar putea autorul să fi vrut să facă altceva și nu i-a ieșit. Băi, are rom. Caloa. Mamă, cât rom are. E și în ciocolată, și în cremă, și în jeleu. Esențialul. Floricica. Floricica? Așa o cheamă. Floricica. Floarea. Flori. De crămioara. Violeta. Crina. Laleaua. Garoafa. Hai. Ea este cofetar de meserie. Așa trebuia să începem, da. Da. Băi, interesant, dar ceva nu i-a ieșit, să știți. Ciocolată smântână. Bună seara. Bonsoir. Bună seara. Bună seara, mă numesc cel mare Ioana Maria și am cel mare. Cel mare.
Cel păi mare? Cum facem că Scălătescu ești cel mai mare? Sunteți căsătorită, doamnă? Căsătorită, domnișoară, de un an. Nu înțelegem. Bă, căsătorită, auzi? De un an, domnișoară, că n-am înțeles. Soțul meu este în Italia. Ah. În Milano, de un an de zile. A rămas singur în țară. Da, încă sunteți căsătorit. Da, 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 dar în mod de... Și noi, deci nu sunteți divorțat. Noi vrem să-l însurăm pe Scărlătescu cu dumneavoastră, să-l cheme și pe el cel mare. Uite, mă, uite, ai văzut ce expresie? No, no, așa, deci, cel mare. Ioana Maria. De unde vine cel mare, clar? De la Ștefan. De la soțul meu. Și el de unde l-are? De la părinți. Dar cum se scrie într-un cuvânt? Deslegat. Cel mare. Serios? Da. Băi, deci asta e de studiat. Da, serios. Prima dată am întrebat-o dacă asta e porecla când am auzit. Și cum o să te cheme fata? Cel mare. Poftim? A, da. Cel mare. Hai, faci mișto. Nu. Ok. Dar e special numele. Da. Și de unde? Buletinul, să de unde sunteți? Din Pașcani. Și ce faceți la Pașcani? Ceea ce fac, n-am reușit să vă demonstrez în seara asta, din păcate. De ce? Eu mă contrazic cu colegii mei, da, în permanent. Mai nicio șansă să te contrazic. Așa trebuia să arate sau cu totul altfel? Nu trebuia să arate așa. Nici într-un fel. Stai. Nu, că n-a fost acolo discuția. Discuția era altă. Chestia maronie. Ceva, nu e, e mus trebuie, sau e altceva? E un mus de ciocolată. Nu, e un mus de ciocolată. 52% are de ciocolată. Dar de ce nu i-a ieșit? A venit cu un model, nu i-a ieșit. A uitat o formă acasă. Am uitat formele acasă, că am plecat amândouă cu capul în traistă. Dar nu e băierat să fie mus. Nu știu. V-am spus că nu mi-a ieșit absolut deloc. Ți-am spus, cum așa trebuia să arate? Am făcut prima crema engleză, după care am pus ciocolata și la sfârșit am pus frișca. Deci tot un fel de ganaj. A, mă, ganajul e smântână cu ciocolată, ce? Nu neapărat. Ganajul poate să fie cu aluatul opărit. E ok. Nu mi-a ieșit nimic, îmi pare deci, foarte ce rău. Ce vă ocupați în asta? Cofetar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Am făcut cursuri în Italia și am deschis un mic laborator cu tipic produse italienești. Ea face torturile alea cu figurine personalizate, lucrează cu pasta de zahăr, că m-a nebunit cu pasta de zahăr, mi-a explicat, da, ai înțeles, da. Muncește, are un stil de viață trezit la 5, a dormit la 1, 2. Ați trăit în Italia? Da, timp de 11 ani. Am ajuns la vârsta de 19 ani pentru că acolo era iubitul și soțul meu. Cel mare? Da, exact. A fost un an jumate de o tragedie completă, fiindcă eu făceam și rugby și aveam... Rugby? Da, aveam o... Just rugby? Da. Rugby? Da, există rugby feminin, a fost prima echipă la națională. Dar nu arătați a jucat și cadrul rugby național? Da. Noi avem o prietenie de 16 ani, am jucat în aceeași echipă, la Pașcani. Mamă, ce tare! Și nu-i greu? Nu. Mamă, mi se pare tare rău. Nu păreți a fi jucătoare de rugby, adică eu... Da, m-am oprit de foarte mulți ani. Doamne, noi avem prieteni rugbyști. Sunt imagi. Nu, fetele nu sunt toate mari. Nu, serios? Nu, nu, nu. Am stricat tiparul. Chiar și prietena mea cu care am venit e jumătate din mine. Și cea mai bună, rugbyistă din țară, da. Serios? Și mai este rugbyistă? Da, da. Foarte tare. Inclusiv deci eu acum stau cu cea mai bună jucătoare de rugby feminin din România. Inclusiv 2019. Și eu puteam să jur că e contabilă. Foai de sau nu, nu, ai, că îți părea că par, da, și cum vorbea și cum așa, nu arăta rugbyistă niciodată. Și ești, ești cea mai bună jucătoare din România? Da, așa zice lumea, așa spune și federația, pentru că mi-au dat titlul, nu mă cert cu ei, nu-i contrazic. Mi se pare extraordinar. Stai da, că am o mie de întrebări acum în cap. Avem timp, dacă am stat, mai stăm. Bun, deci când ne-am îndepărtat prea mult de la cofetărie, am ajuns la rugby. A fost soțul meu care tot a insistat să mă duc la un curs de cofetărie. Deci, dar de ce la cofetărie? Adică, probabil. Tot rugbyist? Nu, 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 nu. Ok, dar de ce la cofetărie v-a trimis? De la rugby la cofetărie. Chiar aseară ceva vorbeam. Din imaginat. E o stradă foarte lungă. Mie, sincer, îmi place foarte mult cofetăria. Eu o iubesc mai mult decât orice. A zis că parcă îmi pare rău că nu am descoperit, nu mi-am descoperit pasiunea mai devreme. Serios? Da, așa spunea. Dar ce cursuri ați făcut? Primul curs l-am făcut de bază, de biscuiții, tarte. Și a doua?
Au urmat alte 13 după aia, dar... 13 cursuri? Da. Tot în Italia? Da. Ați lucrat prin Italia cu cofetari renumiți? Am făcut cursurile, da, cu cofetarii renumiți. Cine? Stefan Kruger, Ernest Knam. Ați făcut cu Ernest Knam? Da. Luigi Muzio, Emanuela Tadeo, Barbara Regini. Serios? Da. Absolut toți bănuții care am avut, am investit în laborator. Și funcționează? Da, funcționează destul de bine. Ok, și ce s-a întâmplat la noi în seara asta? Nu știu. Nu am idee. Nu mi-a mers nimic astăzi. Deci dacă nu iau cuțitele, eu știu. Nu mi-a mers, nu am nicio scuză. Știu că dacă nu am mai ieșit nimic bine. Să mergi bine. Mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? Îmi place foarte mult de Florin Dumitrescu, că dumneavoastră mai știți un pic din produsele italiene. Ceea ce o să-mi fie mai ușor să comunic cu dumneavoastră. Tiramisu! Despre desert, ce să mai știu zicem? Deja, oribil. Deci nu am nicio scuză, nu dau vina pe nimeni și nimic, este strict vina mea. Asta este. Eu zic să te relaxezi. Ai gătit. Nu încerca să devii și jurat. Până aici a fost treaba ta, de aici încolo e treaba noastră. Nu încerca să devii și jurat în emisiunea asta, că n-ai să reușești. Îmi pare foarte rău. Ai vrut să te complici un pic și asta se vede în farfurie. Nu ai mai făcut lucrurile cu care ești deja obișnuită din cofetăria italienească clasică. Și asta e un mare păcat. Ce mai întâmplă? Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.